ne ocupăm cu creșterea intensivă a legumelor în seră. Unde avem suprafața de 1,60 hectare, unde avem la moment plantate roșii. Și mai dispunem de o suprafață de undeva de 40 hectare în câmp deschis, unde ne ocupăm cu creșterea cepei prin semințe, ardeiului, gras, varză, morcov, vânătă cu arbuz, pepene galben, în suprafețe mai mici. Aici este un sort nedeterminat. Toată perioada de vegetație crește unde, dacă observați, avem niște cârlige când îl coborâm. Am recoltat planta până la momentul dat. Au loc rupturile, dăm drumul la ață și o culcăm jos. La sfârșitul sezonului ajunge că planta se tărăște 1-2 metri, se tărăște pe suprafața solului. Și o coborâm, unde iarăși lucrăm cu frunzele și cu recoltatul. Anul trecut, noi am recoltat-o până în noiembrie-decembrie, fructele verzi, n-am reușit să le cultivăm, să le strângem și ele au rămas pe corp până înghețate chiar. Anul trecut, cu soiul dat, 10-15 tone noi recoltam pe zi. Am realizat până la 250 tone la hectar. Sera este de tip italian, cu parametri pentru roșii. Are o înălțime care ne permite să ridicăm plantele, să facem lucrările cât mai productive să folosim. Acesta este sistemul de aerisire la acest sistem de serie care se regulează automat. Am renunțat complet la laterale, nu deschidem, mergem numai cu aerisirea care se află la înălțimea undeva de 6 metri. La momentul dat se efectuează lucrările de legatul plantelor. Este un proces foarte nevoios, unde avem nevoie de puțină răbdare și cât mai multe forțe de muncă calificate. A avut loc pregătirea solului foarte minuțioasă, pelicula mulci. Pentru irigare o folosim prin picurare. Avem un foarte mare noroc. Facem irigarea din albia râului Prut. Este o apă foarte bună. Mai bună apă noi în Republica noastră n-avem. Cu un pH 0,5, pH foarte scăzut. Schema de protecție a plantelor e foarte bine gândită. Am ales produse și furnizori de top. Nu facem economii absolut în nimic. Lucrăm cu parteneri ca produse de la FMC. Primele tratamente, care și în anii precedenți, noi ne-am convins foarte bine că au preparat într-adevăr excelente. Beneva, coregenul ca insecticide, au foarte buni îngrășăminți care se distribuie folial ca Simaxul. Pe parcursul anilor ne-am dovedit că mai bune preparate, noi n-am văzut rezultate mai excelente și le recomand la muncitorii, companionii, la concurenții noștri chiar să ocupe cu aceste produse. Aici avem ardeiul gras, plănuim să-l plantăm pe o suprafață de undeva 5-6 hectare. Principii mari nu avem, torf, semințe de o calitate cât mai înaltă, tratamentul. Asta am făcut un test la ceapă, să determinăm germinarea, să vedem semânța cum e. Unii am rămas surprins plăcut de calitatea semințelor și o dezvoltare foarte bună. Undeva 99%. Desigur, a fost în condiții foarte bune, irigare, tratament, torful profesional. Aici deja vedem semințe de pepeni verde. În această afacere, dacă vrei să faci ceva bun, ceva productiv, ceva de calitate, din primul pas, când te-ai pornit să cumperi aceeași semințe, trebuie să iei cea mai bună semință. Roada se vede din start. Suprafața avem 1 hectar de varză, plantele sunt dezvoltate toate uniform. Vom folosi îngrășământul Simaxul să avem un potențial de dezvoltare a plantelor cât mai bine. La sfârșitul februarie, semănată ceapa, unde deja după irigările care s-au făcut, se vede cum semința a încolțit și chiar iese deja. Curând o avem în faza de 2 frunzi, unde ne permite deja să începem tratamentul cu erbicidele. La câmpul dat, germinarea a avut loc foarte bine. Sperăm să obținem o roadă cât mai înaltă, undeva la 80-90 tone de ceapă la hectar. Se poate de făcut un capital cât mai ridicat. La noi în țară, unde stăm aici pe loc și să dezvoltăm această ramură, să decidem să facem ceva bun la noi aici pe loc.